A fost o seară plină de eleganță și rafinament. La eveniment au participat personalități artistice, vedetele lumii mondene, oameni politici și de cultură. Cu toții au vrut să-și arate stima față de cei care au atins culmile spectacolului muzical în 2011. Felicia Filip, Cristi Minculescu și Beatrice Rancea, dar și Ion Iliescu sau Emil Constantinescu sunt doar câteva dintre personalitățile care au urcat pe scenă pentru a prezenta premiile VIP. Trebuie să premiem pe domnul Ștefan Ignat, bariton la Opera Română, cel mai bun solist, secțiunea Opera. Ștefan. Premiul pentru debut, secțiunea Opera, soprana Veronica Anușca. Festivalul Internațional George Enescu a fost declarat evenimentul anului, distinția revenind organizatorilor Ioan Hollander și Sorin Oprescu. Seara a fost plină de emoții și pentru Maria Ciobanu, care i-a înmânat fiicei sale, Leontina Văduva, premiul pentru întreaga carieră. Mulțumesc celor care s-a gândit la fiica mea, Leontina Văduva. Pentru că am muncit și a cântat pe cele mai înalte scene ale lumii. Atât laureații galei, cât și colegilor de scenă spun că opera și opereta au mare nevoie de astfel de evenimente pentru a readuce spectacolul muzical mai aproape de marele public. De dorit ca în bătaia reflectoarelor să se afle mai mulți reprezentanți ai artei clasice. Spuneați că anul trecut ați fost premiantă. Da, sunt una dintre premiantele acestei gale. Am primit anul trecut premiul pentru cea mai bună solistă de operă, deci pentru 2010, pentru că că în sfârșit, cum să zic, am simțit și eu că eforturile mele au fost recunoscute și a fost un moment foarte plăcut și cred că știu ce simt și colegii mei în momentul de față. Vreau să spun că pe această criză e un lucru extraordinar ca să faci această gală. Îi felicit pe cei de la VIP și să le dea Dumnezeu putere să ducă mai departe acest frumos început care l-au făcut. În fiecare lună, de fapt, dumnealor fac și eu am fost premiată și le mulțumesc din suflet. Printre premianții serii s-a aflat și coregraful Gigi Căciuleanu. Compania sa de dans a încântat audiența cu un fragment de teatru dans din spectacolul Ui Bada. O premieră absolută în România a fost momentul Trends, Baia din Abuzatu, o paralelă între costumele clasice din spectacolele de operă și o reinterpretare modernă a lor în viziunea stilistei. A fost o idee pe care am aruncat-o și când mi-am dat seama că dânșii au preluat-o și au spus e bine, vino să discutăm, ei bine, atunci a început greul, mi-a fost foarte frică pentru că totuși scena Operei Naționale înseamnă foarte mult. Responsabilitate foarte mare și atunci am lucrat cu profesioniști, începând de la coregraful Sergio Angel, regizorul Dan Manoliu, Răzvan Sanda, care m-a susținut foarte mult și da, toți profesioniștii Operei Naționale au fost soliști de la Opera Națională. Odată cu gala premiilor VIP a debutat Săptămâna Artelor Spectacolului Muzical, un proiect realizat în premieră în România, care are ca scop promovarea spectacolelor și artiștilor scenei lirice printr-o serie de evenimente organizate în capitală, dar și în Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța.